Bă, mi-e rău la pulă. Mi-e rău la pulă. Și ce scaibare tata, mamă? Tati? Da. Ce bun așa, bă. Oh. Și ce? Plânge? Nu plânge, nu. Râde? Bine, așa, nu vede nimic. Stă așa strâm? Aha. Băi, ia să mă uit și pe capac să ducem câștigat. Ce o să scrie? O găvază? Ia. Ai câștigat o pulă. Aoleu! Mi-a adus nas? Când a luat-o cu mama Paulina? În aprilie. De 1 aprilie? Nu, că măcăleală, se cambiază, nu, de 7 aprilie. Credeam că nu mai moare. S-a dus lângă Cică Pătășcu? Câți ani avea aia, mă? Da. E, nu, n-am greșit eu, 90. 90? Fără câteva luni. Aoleu, cred că se supără, că n-a atins una. Păi da, i-a mai vrea și mai vrea. Mai vrea? Oh, vezi. Mamă, câtă pensia pe fata aia la de țări. Și a ieșit și de vreme la pensie. Păi știu, că o știu numai la pensie. Păi da, chiar numai la pensie. Chiar numai la pensie. S-a oblojit. S-a oblojit. Oh, dar și ce ocupat a tancur. Data era un fel de lege, rege lir. Lir în delir. Regi-licioabă? Regi-licioabă? A figurit el cioabă. E regi-licioantă. Sau ciută. Ce e? Un fel de ciută, un căprior. Și pe noi era perversie de ce o dată. Ne punea să sărim capra. Băi, o săream capra toată, așa. Îmi plăcea de unele gagici că se înfițea cu pizda în capra. Și stătea alea nemișcate. Face, băi, săr capra, nu? Se lipeau, nu știu, cred că avea magne rabuci. Unele sărea capra. Altele se lipea. Deci mi-am luat tutunul, dăunează grav sănătății tale și a celor de-o jur. Da, ăsta e de la scumpul. Și ăsta e de la ieftin. Fumatul poate să o ucidă. Am două mesaje. Deci, după pe care să mă iau? După dăunează grav sănătății tale și a celor de în jur. Păi dacă pe mine mă doare pulă de sănătatea mea, ce să mă intereseze pe mine să-i mai înjur pe aia din jur? Și s-a lăsat de fumat? S-a lăsat de băut? Da, de băut, da. S-a lăsat? Adică nu mai dă apă niciodată. Păi, nu o plănea.
Nu se otrăvește. Face gargară. Catrân în gară. Hai să-ți povestesc o întâmplare, care nu s-a povestit niciodată. Știi că am fost la Mămăița? Cu Mihaela? Era morți de foame. Tu știi cum urla nebuna? Că și Mihaela era nebună, dar a fost super impresionată. Acum urlă? N-a putrezit, nu, păi, dar când aprilie până acum... Va putrezește. Până la urmă tot putrezește. Poate o proclamă ăștia sfântă. Că de obicei sfinții nu vrea să putrezește. O dezgroapă când vrea să-l bage pe altul în groapă. Și zice, aoleu, ia uite, n-a putrezit. O descăpăcește la 7 ani. Și o vede pe Băbăciune. Frumoasă. Și am fost la ea, mama. Când? Și știi ce făcea gagica? Trăgea o tărâie de ea. Ea și vrut să tragă săniuța, știi? Le-a trăgea tărâie cu două roate. Era pe principiu două roate și un măgar, atelași particular. Da, nu? Chiar făcea ca măgarul. S-a descurcat de la viață. Aia, săraca, Mihaela, face, a, de ce am venit mai la mămăița ta? Păi, bă, să-i cerem un cor de pâine, că deși tata a mărit, nu mai mergem până la el, că urla și ăla. N-are rost. Și am fost la mămăița. Dar în prealabil, mămăița a fost atenționată, că era prea excitată. I-am zis, bă, dacă îi deschid de baraua lui mămăița, și îți dau ceva să mănânci, Mihai, la mor. De ce? Are haleală din 1900 toamnă. Văd că mi-a dat părâta, mi-a apărut la herpes. Cred că dacă mă vede ăștia, bă, ăsta are Ebola. De ce? E, nu știu, factor de risc. Sigur, are Ebola. Când mă vede cu herpes, peste tot, bă, ce dracu are. Și știi ce mai e cu herpes și mamă? Virusul herpes simplex, ca așa se numește, de mai multe feluri, dar face niște ulcerații și eu dacă mă fut cu una cu sida, sigur iau sida. Nu, Doamne ferește, cu vreo doamnă ceva. De ce? E fondul, el e oarecum înrudit cu... Și al dracu e foarte perfid. Reușește să adapteze și stă în creier. Și când ai o răceală sau ceva, explodează. Și după aia, Lela, când vede că mă simt rău, se duce și îl zgârmă pe tata în cur. Cum? Îl zgârmă în cur. Ăsta e rolul de la fată. Să zgârme pe tată în cur. Ăsta e rolul de la viață. Să zgârme în cur. Eu pula mea pot să mă dau că a fost frumos din poveste, peste cap. Cum ai fost frumos tu? Nu, pot să fac orice. Azi noapte mi se oprea respirația. Cine pula rea? Nimeni. Cred că era la halchidichii de trei lerichidichii. Bă, dacă îți asumi asemenea riscuri de halchidichii, îți dai seama și tu că la un moment dat, fără să vrei, trebuie să dai niște explicații. Bă, unde mi-e bricheta? A, uite aici.
la un moment dat îți dai niște explicații atât de multe, că totul se absolutizează în nimic. O să atingi nirvana. Cum? O să atingi nirvana. Dar ce înseamnă nirvana? E o chestie atât de perfectă că n-ai cum să existe. Deci tu până în existența ta de nirvana, n-ai cum. E ceva decis de dragul. Îți zic că n-ai cum să atingi. Eu nu-ți pot fi guru. Cred că taică-mi este guru. De-aia îi pupi tu guru. Că e guru. Deci, de la viața mea, când vreau să o văd pe Alexandra, îi zic, fată, vino că sunt bolnavi. Am boală. Una, două, dau la pupuneală. Și aia o dai la pupuneală, exact? Cu buzițele astea de ce v-al perscorilor, de la sensual, am gurița formată ca un ciopuleț. Uite, ai văzut-o și pe mama din profil. Ai văzut că seamănă cu mine? Sunt acolo, mă văd. Vrei să te vezi? Aolea, ce ciupilică. Ia uite, mama. Da, că te-am făcut vedere. Era să încadă în pișat. Ia uite, aolea, mama bătână cu cruză lână. Aolea, n-ai dincioase în gură? Păi începe să cadă. Păi stai că sor mea are dincioase și a făcut proteză. Are, de ce? Să-și ia limba în gură? Cum auzi? Păi ea e virginică, mamă. Cum avea mătamarea Paulina, ea avea dinți, tatăl avea? Păi era bine că avea strungăreață. Tatăl? Tatăl? Nu știu ce mătamare. De nesimțit. Nu putea să-și bage și el, cum a dumestecat? Nu pute, mă. Doamnă, hai să fie. Bă, fii atent, îți ești tu ciunga. Eu? Nu, îi zic lui tata. A, îi zic tata. Și-ți bagete. Și eu să-mi iau două ciungi. Și-mi bag aici, uite. Am pauză stil, dinte, pauză, lipsă, gaură. De ce? Că sunt în lipsă de gaură. Cum în lipsă de gaură, da? Trebuie și mie o gaură. A fugit toate găurile de băiat. A zis, băi, prea ne găurește bor mașina lui ăsta. Băi, Niels Bohr. Original. Niels Bohr. Bohrâl. Băi, Bohrâl. Ești lichid sau gaz? Se lichid. Îmi place lichidili. Lichidili. Și lichelili, lichelilili, lilili, lilili, toată ziua lilili, lilililili. Bă, cum îl chemă pe ăla, mă? Ăla cu floci cu chelii. Care o să cânte acum de decembrie, că vine mâine, poate. Nu știu, mă, cu ăla. Ăla care e stringhi, stringhi. Ăla a murit, ăla. Nu, ăla e tot așa, apare. Apare. Nu apare așa. Ca o voră. Ia uite, copii, tot contact. Ia să zic și de la spate. Bă, dar e doar un sigurist. Pe lângă copii fără soț. Cânta ăsta? E cânt. Nu cânt, cânta ții cu cine. Pe lângă copii fără soț, hai să te botezăm, să tăiem un moț. Pace, ești ortoman, ești original, ești number one. Ești un fel de pipiguru, ca așa zice ăia.
face sperjurul, nu? Dragoste, ia uite, cum e, la mijloc e o râgâială. Râgâială, nu râgâială. Băi, mama, da? Eu sunt băiat tânăr sau sor mai e fată tânără? Păi și eu de ce n-am din singură? Din singură. Și ea n-a supula? Doamne ferește! Păi așa se face o adevărată doamnă, cu ciubucul în gură. Nu e adevărată doamnă? Bă, nici măcar atâta. Bă, eu bare îmi făcuse în rost de două doamne pe tine. Că ești mama mea, indubitabil ești o doamnă. Dar o făcuse și pe Adriana doamnă. Și sora mea s-a făcut domnișorică? Da. E frică de pulică? Nu vorbești cu urât. Eu mă chinui să mă gândesc așa la al meu urât. Nu trebuie să ia tăvăleală fata? Lui tata? Iar s-a dus mama la ghiena. Mama! Lasă-mi doar visul ăla, că eu vreau la un moment dat să mă mut la ghiena, să dorm pe acolo, pe jos. De ce? Cred că până între gunoaie m-aș simți mai bine. Mama! Haide! Viu? Păi și viu! Ia, al tău fiu spune o întrebare, dar sinceritate maximă. Adevăr sau provocare? Știi jocul ăsta în copilărie? Așa. Pe ce numele e făcută casa asta? Palutată. Palutata? Minciună. De ce? E și palutata și palul. Și palul tău normal. Și pal meu normal? Și palul tău, da. Deci bine că mi-ai zis adevărul. Deci eu, tu și tatu, și eu. Când m-ați trecut voi pe mine, pe... Pe casă? Da. Păi de la început. Care de la început? De ce minți? Nu ți-e rușine să-ți minți propriul copil? N-aveai cum să mă pui la început când eram copil mic. Dar să nu copil copilul ăla. Poți să-mi recorzi. Nu, eu am văzut acum în casă. Adevărăciune. Da, dar cu Constantin și cu Maria. Și fata nu e trecută. Lasă, că fata e trecută. De ce? Dacă e tata principal, i-a vândut la fata casa. Nu e mamă la fata. Păi ăla cu care e mort, dă foame în continuu. Cum să nu trec? E și în logica, rațiunea, normal. Devoțiunea. Pune-mă să vină în coare, să zică vorba lui ele mele. Vină în coaiele mele.